viață. Adevărat a înviat. Aș dori ca astăzi să ne aducem aminte tot despre învierea Domnului Iisus Hristos. Și avem motive să fim bucuroși pentru că sărbătoarea învierii este o sărbătoare a biruinței. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a murit pe cruce și atunci în chinurile acelea grozave l-a strigat: Tată, iartă-i. Aș dori să deschidem împreună din Sfânta Evanghelie după Ioan, la capitolul 20, și cu Evlavie să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu: În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fășiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fășiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fășiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evrește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă țineai, a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Dragii mei, am citit textul acesta care ne vorbește despre ziua în care Domnul Iisus Hristos a înviat. Este important ca să înțelegem sărbătoarea aceasta învierii pe noi, cei credincioși, cei care credem în cuvântul lui Dumnezeu, în adevărul Scripturii, ne aduce multă bucurie în inima noastră. De ce? Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos este sărbătoarea biruinței. Domnul Iisus Hristos a fost singura persoană care a venit pe pământul acesta și care a spus despre sine că are putere să-și dea viața și are putere să-și o ia din nou. Domnul Iisus Hristos a făcut afirmație cu privire la trupul lui și a spus, dărâmați templul acesta și în trei zile îl veți vedea zidit din nou. Domnul Iisus Hristos a venit și a spus despre sine că El este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a fost acela care a acceptat să meargă pe cruce. Cine a fost Domnul Iisus Hristos? A fost un om care s-a născut într-o iesle, într-o iesle probabil unde nu s-a mai născut niciun om până atunci. Domnul Iisus Hristos a fost un copil care a crescut într-o familie de oameni simpli, am putea spune. Maria, care era o fecioară neprihănită și care Dumnezeu i-a vorbit, și Iosif, care a luat-o pe Maria, chiar dacă a fost însărcinată de la Duhul Sfânt. Și Biblia spune că el a trăit în familia acestor oameni și la 12 ani, când a mers în templu, Domnul Iisus Hristos avea o înțelepciune deosebită, înțelepciune de la Dumnezeu. Și cumva s-a rătăcit de familia lui și ei au plecat, dar el a stat de vorbă și a vorbit cu preoții și preoții au rămas impresionați de înțelepciunea acestui copil la vârsta de 12 ani. Și se spune despre Domnul Iisus Hristos în Cuvântul Sfânt
că Domnul Iisus creștea în statură și în înțelepciune și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și când mama lui spune, de ce n-ai făcut asta, eram îngrijorați pentru tine, am plecat și nu te găseam, și el a spus, de ce nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și când Domnul Iisus Hristos își începe lucrarea, face curățenie și acei oameni care făceau lucruri care nu trebuiau făcute în templu, Domnul Iisus Hristos îi mustră și spune, casa tatălui meu trebuie să fie o casă de rugăciune, o casă unde oamenii să vină să se închine înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a mers și cu puțin timp, așa cum am auzit săptămâna trecută, Domnul Iisus Hristos a avut o săptămână destul de grea, dar în săptămâna aceasta Domnul Iisus Hristos a făcut mai multe lucrări ale lui Dumnezeu. El a avut milă de cei bolnavi și i-a vindecat. El a intrat biruitor, am putea spune, în cetate și mulțimea l-a aclamat și a spus, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dragii mei, dar Domnul Iisus Hristos a plâns pentru cetate pentru că a spus, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată, ce bine ar fi fost să fi cunoscut vremea aceasta și să te fi întors. Domnul Iisus Hristos a afirmat și a spus, eu am venit la oile pierdute a lui Israel. Și Domnul Iisus Hristos a spus, Ierusalime, Ierusalime care ucis pe proroci, cum am vrut ca să strâng puii ca găina sub aripi și n-ați vrut. Domnul Iisus Hristos a fost acela care a făcut lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a mărturisit și oamenii au auzit glasul lui Dumnezeu. Am spus lucrul acesta săptămâna trecută când niște greci au venit să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune, dacă grăuntele de grâu nu moare, nu poate aduce roadă, dar dacă moare, aduce multă roadă. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a murit și pentru ca învierea pe care noi o sărbătorim cu atâta bucurie și ne aducem aminte de evenimentul acesta, să aibă o greutate pentru noi, trebuie să fim ferm convinși că Domnul Iisus Hristos a murit complet. Domnul Iisus Hristos, chiar dacă preoții din vremea aceea, anumiți preoți au căutat cumva să aibă grijă să nu fie furat Domnul Iisus Hristos, au pus un sigil, au pus o gardă acolo să-L păzească, o piatră mare la ușa mormântului și cu toate acestea Domnul Iisus Hristos a înviat. Spune că când Domnul Iisus Hristos a înviat, cei care îl păzeau au căzut ca și niște oameni fără putere, pentru că Domnul Iisus Hristos avea puterea să învieze. Dragii mei, cât de important este, Domnul Iisus Hristos a murit de o moarte grea pe cruce. În chinul acela, Domnul Iisus Hristos a rostit 7 expresii, între care e și aceasta care mi se pare foarte importantă, la sfârșit, după ce a spus, iartă-i Tată că nu știu ce fac, a spus, s-a isprăvit. Domnul Iisus a avut o lucrare specială de făcut pe pământul acesta. El a venit ca să împece pe oameni cu Dumnezeu, El a venit ca să plătească prețul răscumpărării păcatului. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a deschis poarta către cer. Domnul Iisus Hristos, așa cum spune Evanghelistul Ioan în Ioan, capitolul 5, și aș vrea să citesc versetul acesta pentru că îmi place foarte mult, spune, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis să are viață veșnică, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce vor asculta vor învia. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine și a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. De aceea, dragii mei, Domnul Iisus Hristos a subliniat lucrul acesta. Este important ca să ascultăm cuvintele Domnului Iisus Hristos, cuvintele lui Dumnezeu și să credem în Dumnezeu care L-a trimis ca să avem viața veșnică și mai mult decât atât să nu venim la judecată, ci să trecem din moarte la viață și avem promisiunea aceea că cei care vor asculta glasul Fiului Dumnezeu vor învia.
Domnul Iisus Hristos a fost cel dintâi care a înviat pârga celor adormiți. Și Apostolul Pavel vine și spune, dacă n-ar fi înviat Hristos, propovăduirea noastră ar fi zadarnică, dar pentru că El a înviat, ne va învia și pe noi. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a murit și a murit printr-o moarte din răstignire. Și un sutaș care a condus execuția Domnului Iisus Hristos, când a văzut cele întâmplate, a declarat și a spus, cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Nu a fost nevoie ca să-i zdrobească florile picioarelor, cum avea obiceiul, dar i-a înfipt o suriță și din coasta Domnului Iisus Hristos a curs sânge și apă. Aceasta este o dovadă. Omul acela a știut foarte bine că după atâta suferință, în momentul în care a curs sânge și apă, deja Domnul Iisus Hristos era mort. Dragii mei, mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos a fost pus într-un mormânt. Modul prin care a fost înmormântat, a fost înfășat într-o pânză, după care a fost îmbălsămat. Nicodim și Iosif din Arimatea, împreună cu femeile, l-au luat și l-au îngropat și au adus acolo o încărcătură destul de mare de balsam pentru mormântare și Domnul Iisus Hristos a fost strâns legat cu acele fășii, așa era obiceiul. Domnul Iisus Hristos, și dacă după toate eforturile acelea ar fi putut cumva, prin absurdul lucrurilor, să gândim că și-ar fi revenit să respire, n-ar fi putut să respire din cauza modului în care a fost îmbrăcat în fășia aceea, înfășurat, strâns, peste care se punea mirodenile acelea speciale care să-l țină cât mai ermetic. Dragii mei, mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos i s-a pus o piatră mare la mormânt, i s-a pus un sigiliu, i s-a pus o gardă și oamenii care și-au adus aminte, preoții, i-au spus, dacă cumva ar veni cineva și l-ar fura, să luăm toate măsurile, înșelăciunea aceasta ar fi mai mare decât moartea lui. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a înviat. Învierea Domnului Iisus Hristos a fost crezută de oameni. Dacă nu ar fi fost dovezile că Domnul Iisus Hristos a înviat, probabil ar fi fost greu să creadă. Și am citit aici că ucenicilor tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus Hristos trebuia să învieze din morți. Erau atât de supărați încât au uitat cuvintele Domnului Iisus Hristos, preoții nu le-au uitat. Maria, care cu câteva zile înainte să fie mormântat Domnul Iisus Hristos, n-a uitat că Domnul Iisus Hristos va fi omorât și a vărsat mirul acela scump pe capul Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, o primă dovadă că Domnul Iisus Hristos a înviat a fost că femeile care au venit la mormânt ca să aducă mirodenii pentru Domnul Iisus Hristos, femeile acelea au găsit un mormânt gol. Sunt mai multe religii care au oameni deosebiți, oameni care au dat diferite învățături și care au făcut discipoli după ei, ucenici speciali, și care au o influență de-a lungul secolelor. Dar niciunul dintre ei nu a făcut afirmația că are putere să moară și să învieze. Mormântul lor este o dovadă că ei sunt îngropați și încă sunt acolo. Cel puțin așa cred oamenii. Dragii mei, oamenii aceștia au murit pentru idealurile lor, dar Domnul Iisus Hristos a murit după planul lui Dumnezeu. Nu vom înțelege niciodată de plin ce a însemnat prețul răscumpărării omului din robia păcatului, dar putem înțelege că învierea Domnului Iisus Hristos a schimbat viața a miliarde de oameni. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, când a înviat, s-a arătat ucenicilor. Dar înainte ca să arate ucenicilor, când Petru și cu celălalt ucenic au intrat în mormânt și când au văzut modul în care erau fășile de pânză, modul în care arătau ele, și-au dat seama, acestea n-au fost desfăcute, ci a ieșit de acolo cum iese un fluture din coconul lui.
Dragii mei, ei și-au dat seama când au văzut că Domnul Iisus Hristos a înviat. Femeile au văzut îngeri îmbrăcați în alb, unul la capăt și unul la celălalt, și le-a spus mesajul. Dar mai mult decât atât, spune că Maria a stat de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Aceasta a fost prima persoană care o avem scrisă în Scriptură că a vorbit cu Domnul Iisus Hristos. Dar dacă am citit mai departe, spune, în seara aceleia zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Toma, ziceam, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Și Toma mai târziu vine și spune, până nu voi pune eu degetul în ulmele rănilor lui, în palme și în, voi pune mâna mea în coastă, nu voi crede. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a arătat și lui Toma. Interesant că după o săptămână Toma a venit la întâlnire cu ucenicii și a venit Domnul și s-a arătat din nou. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos găsim scris că s-a arătat la peste 500 de oameni odată. Domnul Iisus Hristos li s-a arătat ucenicilor timp de 40 de zile, ba mai mult, Domnul Iisus Hristos a mâncat împreună cu ei. Domnul Iisus Hristos le-a spus, mergeți, mergeți unde? Mergeți și am un loc de întâlnire cu voi, mergeți de acolo de unde v-am chemat. Mergeți și acolo, am să mă întâlnesc cu voi. Și ei s-au dus din nou în Galileea și l-au așteptat pe Domnul Iisus Hristos și acolo Domnul Iisus Hristos i-a găsit pescuind. Și așa cum la început ei au cunoscut mâna lui Dumnezeu cu mulțirea peștilor, a doua oară, după înviere, Domnul Iisus Hristos repetă o astfel de minune și ei spune, este Domnul! Și atunci Petru renunță. Dacă prima dată Petru a spus, Doamne, pleacă de la mine, eu sunt un om păcătos, Tu ești Sfântul lui Dumnezeu, Tu ești Hristosul Dumnezeului celui viu. Și Domnul Iisus Hristos, într-o împrejurare, spune, pe această descoperire că eu sunt Hristosul Fiul lui Dumnezeu, voi zidi biserica mea și îți voi da cheile. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a lucrat. Dar Domnul Iisus Hristos, când s-a întâlnit cu ucenicii, mai mult decât atât, le-a dat Duh Sfânt. A suflat peste ei și le-a dat Duh Sfânt și ei au avut curajul să rămână în așteptare până să primească făgăduința de sus. Și în ziua de Rusalii, în ziua pogorârii Duhului Sfânt, noi știm că ucenicii au primit umplerea aceea cu Duhul Sfânt, ziua aceea în care Dumnezeu a proclamat startul bisericii și ei au propovăduit lucrările minunate ale lui Dumnezeu și oameni din multe limbi au înțeles în limba lor mesajul lui Dumnezeu și ei au plecat mai departe. Și noi știm, cei care ne-am uitat prin istorie, că în anul 70 evreii au fost dați afară din Ierusalim și au trebuit să fie și să meargă. Cei credincioși au mers și au propovăduit Evanghelia în Imperiul Roman și Evanghelia în 300 de ani a ajuns să devină o religie de stat. Atât de mulți creștini erau și și-au dat seama de adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat în mod special cu acești oameni. Dacă n-ar fi înviat Domnul Iisus Hristos, noi astăzi nu am avea Noul Testament. Gândiți-vă cine ar fi primit învățătura aceasta, cine s-ar fi uitat pe Evanghelie dacă nu ar fi fost vorba despre Domnul Iisus Hristos cel înviat. Dar ucenicii nu numai că au scris Noul Testament, dar au dus mai departe învățătura Domnului Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, este important pentru noi să înțelegem că Domnul Iisus Hristos a adus oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, care îndeamnă pe oameni să facă voia lui Dumnezeu. Dragii mei, voia lui Dumnezeu pentru mulți oameni este considerată o povară, pentru că oamenii gândesc, dar de ce să citesc Scriptura, de ce să respect toate aceste reguli? Și trecem și noi acum printr-o situație, am putea spune, cel puțin neobișnuită.
Să stai în casă când nu vezi niciun pericol, să nu te deplasezi când nu înțelegi de ce. Dar vedem efectele acestea în imagini, cum oamenii mor pentru că nu respectă anumite reguli. Dragii mei, așa este și din punct de vedere spiritual. Oamenii care trăiesc după îndemnurile lor păcătoase, după poftele și după plăcerile pe care ei cred, își distrug propria viață. Dumnezeu ne-a făcut ca să fim ființe raționale, oameni care să avem rațiune, sentimente, voință. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în el duh de viață. Și omul a devenit mai mult decât un trup, a devenit un suflet viu. Și Dumnezeu spune unui om care într-o împrejurare a devenit și a rodit țarina, a spus el, s-a gândit el în inima lui, îmi voi face alte hambare, voi face provizii și mai multe și după aceea voi lua o pauză și voi spune sufletului meu, ai bogății pentru mulți ani, de acum încolo bucură-te. Și primește un mesaj din partea lui Dumnezeu care îi spune, chiar în noaptea aceasta ți se va încere înapoi sufletul. Dragii mei, suntem pregătiți să dăm ochii cu Dumnezeu? Viața noastră, fie că trăim 120 de ani, fie că trăim 25 de ani, fie că trăim mai mult sau mai puțin, într-o bună zi tot vom ajunge înaintea lui Dumnezeu. Am citit mai la început din Ioan, capitolul 5, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică. Dragii mei, cel mai important lucru pentru Dumnezeu și pentru oameni, spune Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea un om în schimb pentru sufletul lui? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a venit și a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Domnul Iisus Hristos a înviat, se apropia de Petru care a trecut printr-o perioadă în care i-a fost frică și s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. S-a apropiat de el și l-a întrebat un lucru. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Vedem că Dumnezeu nu vrea de la noi decât un singur lucru, dragii mei. Vrea să auzim mesajul lui, vrea să credem cuvintele lui. Vrea ca să facem voia lui Dumnezeu, pentru că voia lui Dumnezeu este bună și desăvârșită pentru noi. Voia lui Dumnezeu este ca noi să trăim o viață în prezența lui Dumnezeu, în bucurie după ce vom trece dincolo. Este trist că unii oameni nu vor să accepte lucrurile acestea și este trist chiar iudeii nu au vrut și Domnul Iisus Hristos le-a spus, cum veți putea voi să credeți dacă vă dați cinste unii altora și nu vreți să veniți? Avem o voință și voința aceasta Dumnezeu ne-a dat-o pentru că ne-a iubit atât de mult. Și voința aceasta, dragii mei, a fost atât de folositoare și de importantă pentru oameni, dar Dumnezeu în dragostea Lui a permis ca omul să asculte, de-aia a dat chiar și posibilitatea să n-asculte. Nu știm de ce Dumnezeu nu ne-a făcut niște roboți, dar Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât ne-a arătat exemplul dragostei Lui. Și Domnul Iisus Hristos a fost exemplu suprem, dragii mei. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor un lucru. Când a venit și le-a spus, pace vouă, spune, și după ce au auzit aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa, ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimesc și eu pe voi. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a făcut un lucru extraordinar. Domnul Iisus Hristos vine și spune, Tatăl mi-a dat atâtea oportunități pe pământul acesta, chiar dacă am acceptat să iau un trup, chiar dacă am acceptat să vin și să iau o poziție de rob, chiar dacă Fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața, răscumpărare pentru mulți,
Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a dat însărcinarea aceasta ucenicilor lui și a spus: cum m-a trimis pe mine Tatăl să fiu un exemplu pentru voi, cum m-a trimis pe mine Dumnezeu să fiu un exemplu pentru poporul ales al lui Dumnezeu, cum m-a trimis pe mine Tatăl să merg chiar la cruce, așa vă trimis și eu pe voi. Și când stă de vorbă cu Petru, după ce îi spune și Petru recunoaște, când îl întreabă: mă iubești mai mult decât aceștia, îi spune: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Și Domnul îi dă în sarcină oițele, oile, mielușeii și îi spune un lucru frumos, o promisiune: vei ajunge atât de bătrân încât cineva te va lua de mână să te sprijinească și nici măcar nu te vei mai putea încheie la legăturile de la încălțăminte. Și Petru, plin de pace, chiar și atunci când Irod l-a arestat și vroia să ia capul, a avut curajul să spună: sunt în mâna lui Dumnezeu. Știu că voi trăi pentru că Mântuitorul meu este viu, El mi-a promis. Dragii mei, Petru a avut curajul să se ridice în fața Sinedrului, cum ar fi astăzi, în fața autorității statului, celor mai înalte, și să spună: spuneți voi dacă este drept să ascult mai mult de oameni decât de Dumnezeu. A avut curajul acesta de ce? Pentru că a cunoscut un Mântuitor, nu numai un Mântuitor care a făcut minuni, care a înviat morți, a cunoscut un Mântuitor care era viu și l-a văzut viu, l-a văzut că s-a înălțat la cer și a primit Duh Sfânt care îi dădea putere și călăuzire să asculte de Dumnezeu și să creadă promisiunile lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu să se îndure și de noi ca să fim înțelepți. Biserica celor răscumpărați, biserica celor care ascultă de Dumnezeu, indiferent ce etichetă poartă, sunt oameni care au inima predată lui Dumnezeu și ascultă de Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dragii mei, Domnul să ne dea harul ca să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu și să trăim o viață. Domnul Iisus a spus: eu sunt lumina lumii, dar și voi sunteți lumina lumii. Domnul să ne ajute ca să înțelegem responsabilitatea, onoarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, să mărturisim și noi celor din jurul nostru, prin viața noastră în primul rând, prin vorbele noastre, și să răspundem dragostei lui Dumnezeu. Cum am putea noi să stăm, zice, cum am putea să stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Dragii mei, Domnul Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu și milocește pentru noi. Aș vrea cumva ca să iubim pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu vrea ca să răspundem la dragostea Lui și acolo în inima noastră este un loc special în care ar trebui ca Domnul Iisus Hristos să fie Cel care coordonează barca vieții noastre, inima noastră, mintea noastră, dragii mei, și voința noastră. Trebuie să o punem la picioarele lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, facă-se nu voia mea, ci voia Ta, pentru că și Domnul Iisus Hristos a făcut același lucru. Și dacă vor veni încercări peste noi sau dacă vor veni prigoniri, restricții, chiar și atunci când ne merge bine, ar trebui să ridicăm ochii în sus și să-i spunem mulțumesc. Și atunci când spunem Tatăl nostru, chiar să ne gândim la El și să-L iubim, pentru că El este acela care ne-a iubit mai întâi. Și apoi, dragii mei, orice credem noi că avem, avem oare fără să ne fi permis Dumnezeu? Dacă suntem sănătoși, Dumnezeu ne-a dat sănătate. Dacă suntem în viață, Dumnezeu ne-a dat viață. Dacă avem înțelepciune, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune. Iar dacă cumva cineva este sub robia păcatului sau este întristat și deznădăjduit, când Domnul Iisus Hristos a arătat prima dată, a spus: bucurați-vă, încă nu m-am suit la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Câtă onoare, câtă cinste aceste femei ca să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos și să fie și să spună: Tatăl meu este Tatăl vostru, Dumnezeul meu este Dumnezeul vostru. Du-te și spune cui? Fraților mei. Să fii frate cu Domnul Iisus Hristos, dincolo de priceperea noastră,
Dar, dragii mei, într-o bună zi vom sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov, cu toți cei răscumpărați. Dumnezeu cunoaște inima fiecăruia, de aceea, dragii mei, să fim sinceri cu noi și cu Dumnezeu. Și să-i spunem neputințele noastre, să-i spunem îndoielile noastre și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin Cuvântul Sfânt, ne va lumina viața și ne va călăuzi pașii către deciziile cele mai importante care trebuie luate. Să ne rugăm pentru cei care sunt în prima linie, care merg și caută să se ocupe de bolnavii aceștia și de mulți alți bolnavi din țara noastră și să cerem îndurarea lui Dumnezeu pentru poporul acesta, pe poporul nostru român și pentru întreaga lume, să cerem îndurare pentru cei iubiți ai noștri și dacă unii sunt sub robia păcatului și încă nu s-au întors la Dumnezeu, să ne rugăm pentru ei. Dumnezeu poate să le arate și lor calea și într-o bună zi inima lor să se deschidă. Dumnezeu să ne dea har ca ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit să punem în practică în viața noastră de fiecare zi. Și pentru toate noi îi mulțumim și dăm slavă lui Dumnezeu. Va veni o zi în care Domnul Iisus Hristos va lua, fie că va veni și va fi răpirea, lucru pe care mulți oameni le este greu să-l înțeleagă, chiar dacă nu știm cum se va întâmpla, dar știm că puterea lui Dumnezeu este mare, sau fie că vom trece la rândul cetelui, știm că Domnul Iisus Hristos este acolo care așteaptă ca să ne primească. Dumnezeu să ne dea har peste har și să ne încredem în cuvântul Lui și să-i dăm slavă în fiecare zi. Pentru toate să fie slăvit numele Domnului. Amin.